Bună dimineața, prieteni! Salutare, prieteni! Sunt Cătălin Cornea. Știți deja acest lucru, ne aflăm aici pe canalul de dresaj numit Dresaj Canin Profesional și vreau astăzi să vă fac părtaș la o premieră. Sunt aici cu Mango și, după cum știți, fiind un puiuț, are acum 6 luni, am început dresajul, o parte din predresaj și dresajul propriu-zis, cu mâncărică. Este foarte important ca acestea să fie ingredientele unui dresaj de calitate și el fiind dominat în mare măsură de instinctul de hrană, bineînțeles că își dorește să lucreze pentru mâncare. Dacă vă uitați acum la el, pentru că a sesizat această recompensă, el execută. Ia! Eu n-am decât să-i dau markerul și să-i dau recompensa pe care și-o dorește. Ideea este următoarea, că astăzi, mai mult ca niciodată, îl vom surprinde. Foarte mulți dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat, băi, dar când ne arăți un clip cu obiect de aport, cu minge, când lucrez cu un câine cu minge ca să vedem și noi cum facem trecerea de la mâncare la minge, pentru că există această posibilitate de a face trecerea în condițiile în care aveți un câine care se stimulează foarte bine la un obiect de aport. Astfel că dacă aveți Malinois, dacă aveți Doberman, dacă aveți ciobănesc german cu instinct de aport, puteți avea un câine cu un dresaj de succes, de calitate, dacă faceți trecerea progresiv de la lucrul cu mâncare la lucrul cu mingea. Bineînțeles că eu n-am un Malinois sau un Doberman alături, dar l-am pe Mango, care este, o să vedeți, este brici la ceea ce înseamnă acest obiect, însă vreau să vă arăt cam cum fac eu trecerea cu el, pentru că vă puteți lua un exemplu și puteți exersa și voi acasă. Acum, dacă tot suntem în această situație, nu vreau să-l momesc cu mingea, să-i arăt mingea să se învârtă după ea. Vreau pur și simplu ca el, executând o comandă, în loc de mâncare, să se trezească că sare mingea pe lângă el. Asta va fi o surpriză extraordinară și după aceea va începe să aibă această perspectivă de a primi mingea pentru ceea ce execută. Și o să fiți surprinși, o să-i schimbe și viteza de execuție și o să fie pe un drive care ne avantajează. Deci, facem câteva lucruri simple pe care noi le-am exersat. Nu uitați că eu pregătesc acest câine pentru oameni care nu sunt dresori. Oameni care vor fi instruiți să-și poată controla câinele și să comunice bine cu el. Însă, va urma și o școală pentru dresori în care voi veți învăța să lucrați cu câini și totodată să instruiți oameni la rândul vostru. Deci, sunt aici cu mâncare. Începem mișcări simple. El se duce după mâncare destul de bine, după cum observați. Și, vedeți, pentru că stăpânii lui repetă acasă, câinele se mișcă foarte, foarte bine. Ia! Eu n-am decât să mă folosesc de ceea ce el știe și ceea ce au repetat stăpânii lui acasă. Să vedeți ce înseamnă instinctul de mare vânător. Iar recompensa fuge după ea. Dar ce spuneți când... Hai viezurică, ia! Pas! Ce spuneți când îi voi arunca în loc de mâncare minge? Hai, treci la pas. Bravo! Stai! Culcat. Bravo! Ia! Hop! Ce surpriză! Ce surpriză avem! Nu-ți vine să crezi, nu? Nu-ți vine să crezi! Vreau să înțelegeți că un pui, în mare măsură, este dominat de instinctul de hrană. Acest cățeluș, în mod particular, iubește mingea, iubește obiectele de aport, se lasă condus de instinctul de vânătoare. Dar acum, exact în acest moment, este o luptă crâncenă între instinctul de hrană și instinctul de vânătoare. Vom face în felul următor. Nu-l las să vadă mingea, da? O ascund, îl conduc din mâncare, ia. Ia uite, îl conduc din mâncare, mă folosesc pe cât posibil de sugestiile din lesă ca să țin în control cât de cât reacțiile lui și apoi îl voi surprinde. Ia, vine aici.
Vine aici viezurică. Bravo. Stai, stai. Hai că nu zboară nimic. Ia. Culcat. Asociez, după cum observați, sugestia din lesă, cea care îl ține pe loc, cea care îi atrage în final cel mai mult atenția față de toate celelalte distrageri. Culcat. Bravo. Ia. Și l-am surprins. Dar să știți că mă surprinde și el pe mine, deși își dorește foarte mult mingea, se joacă foarte mult cu mingea. Bravo, Mango, bravo, bravo, bravo. Totuși, se uită după mâncarea pe care eu am folosit-o ca să îl bag în acest drive. Ia băiat, așa. Pentru asta voi rămâne un pic pe instinctul de vânătoare și voi începe să-i ofer mingea culcat pentru ceea ce execută. Ia! Bravo, iubit! Uite-te, mă, la el, ce alergător! Nu fuge mingea asta de tine, este? Nu fuge mingea asta de tine. După ce mă vede că o iau, deja se așteaptă la joacă și atunci se duce foarte frumos pe minge. În momentul în care aveți un câine, bravo, bravo, bravo. În momentul în care aveți un câine atât de interesat de minge, este foarte important ca și voi la rândul vostru să fiți sportivi. Dacă observați, eu am lesa și limitez un pic accesul la minge. De ce? Nu ca să îi interzic să ia mingea, ci ca să asociez toate sugestiile din lesă cu momentul în care arunc mingea. Și el va învăța să aibă autocontrol în preajma resurselor, să respecte faptul că eu dețin resursa, să fie gata să lucreze ceea ce deja a învățat cu mâncare pentru a-i oferi mingea. În aceste situații de transfer de la minge la mâncare sau de la mâncare la minge, mai exact, acest marker IA este extrem de important. Face legătura dintre momente. Este un marker familiar și știe că pentru acest marker el va primi. Jocul în aceste condiții este extrem de important pentru că îl conectează cu noi. Își dă seama că putem fi niște parteneri de joacă de mare angajament. Ia uite-l! Ia uite-l ce se animă! Hop! Și am dat-o! Țineți cont că Mango este un începător. El a avut și probleme de atitudine, să spun așa, un pic de timiditate față de oameni, însă, în general, când lucrați pe instinctul de vânătoare, acesta îi ridică efectiv moralul și îl face pe un câine să fie foarte, foarte încrezător în el. Bravo! Mai facem o dată. Culcat. Culcat. Aude acolo o altă minge. Se joacă niște copii cu mingea. Culcat. Bravo. Ia. Și am aruncat. Bravo, Mango. Hai. Hai, băiat. Am punctat. Deci el asociază efectiv și sugestia din lesă, și comanda, și tot ceea ce îi cerem cu această perspectivă minunată de a ne juca. Vedeți, în momentul în care sare, nu interzic să se ducă pe minge. Pe mine mă interesează faptul că el se joacă, își dorește mingea, însă îl obișnuiesc cu ideea de un pic de autocontrol de față cu resursa. Da, iubitul. Liber! Fugi! Ia uite-o! Ia uite-o! Ia uite-o! Hopa! Hai copil! Hai! Hai copil! Ție băiat! Ție băiat ești! Cum să fii așa drăguț? Cum să fie așa drăguț? Ia! Bravo! Ia! Șezi! Șezi! Bravo! Ia! Ca să avem șanse mai mari cu un astfel de cățeluș, este important să rămânem în ședința noastră de dresaj pe minge. Dacă mai combinăm mult cu mâncare, deci vom prezenta din nou mâncare, el va lăsa mingea să urmărească mâncarea. În
Într-o ședință de dresaj trebuie să evitați în mod special cu un puiuț de vârsta lui combinația asta dintre mâncare și minge. De ce? Pentru că instinctul de hrană este puternic, s-ar putea să-l înăbușe un pic în acest moment pe cel de vânătoare și să nu vă atingeți scopul în ședință atunci când vreți să introduceți obiectul de aport. De aceea eu evit să-i mai prezint mâncare lui Mango în momentul acesta ca să nu îi tai acest drive specific de joc, de urmărire a mingei. După ce v-ați atins scopul, ați lucrat câteva elemente și el a fost suficient de ascultător, a primit mingiuța, s-a jucat, opriți această ședință, lăsându-l cu impresia că a fost minunat jocul cu mingea și totodată veți avea parte de un partener de joacă pentru următoarea ședință cu un drive. O să vedeți că odată cu creșterea în vârstă, instinctul de hrană începe ușor-ușor să se ducă undeva în spate și rămâne acest instinct de mare vânător pe care îl vom exploata în dresaj la maximum. Vă invit să faceți cu câinii voștri acasă acest exercițiu de transfer de la mâncare la minge, mai puțin de la minge la mâncare, pentru că efectiv vă subminați intenția, însă atunci când inițiați un exercițiu, e bine să o faceți pe mâncare ca să aveți ocazia să repetați de mai multe ori. Când deja exercițiul oarecum este bine știut, puteți să-l surprindeți cu mingea. Sunt Cătălin Cornea, mă bucur că ne-am revăzut în aceste condiții. Mango acum va lucra cu stăpânii lui, vom trece la faza de instruire, pentru că și oamenii în aceste condiții trebuie să aibă această abilitate de a folosi instrumentele prin care să motiveze câinele. Au lucrat cu recompensă, continuăm să lucrăm cu recompensă, dar astăzi am vrut să schimbăm ceva, să introducem un pic un nou element care să-i crească viteza de execuție și totodată să învețe că acest obiect și joaca cu acest obiect poate fi o oportunitate pentru el doar în condițiile în care ascultă câteva mici comenzi de disciplină, de companie pe care el în prealabil le-a învățat cu recompensă. La revedere!